Piața autoturismelor second-hand este în creștere în România, iar numărul mașinilor rulate tot mai mare. Una dintre veșnicele probleme ale cumpărătorilor de autoturisme la mâna a doua este cea a kilometrajului dat înapoi. Mulți vânzători de mașini sau intermediari apelează la modificarea kilometrilor reali ai autoturismului pentru a vinde mai repede mașinile. Ați întâmpinat probleme în momentul în care ați achiziționat un automobil? V-a fost frică să nu fie falsificată? A, dar asta e o chestie normală. Nu cred că există mașini la mâna a doua care să nu aibă ceva făcut la ele. Acest proiect... Am înțeles că are vreo 50.000 de kilometri dați înapoi. Cum ați aflat lucrurile acestea? Un coleg de-al meu, nu știu, a găsit el un site pe undeva și nu mai știu exact ce site, da. Dumneavoastră, când ați achiziționat o mașină, v-a fost frică să nu aibă kilometrajul dat înapoi sau alte probleme? Da, m-am luat în calcul și acest aspect al kilometrajului dat înapoi. Și ați avut probleme vreodată? Nu. Până acum nu am întâmpinat probleme. Ce metodă aveți de a verifica mașina? Nu am avut o metodă anume. Nu. Ați mers pe încredere, să înțeleg. Da, am mers pe încredere. Samsarii nu recunosc niciodată că apelează la diverse metode mai mult sau mai puțin legale pentru a vinde o mașină. Vă ocupați de vânzarea mașinilor second-hand? Așa. Este o afacere profitabilă, să spun așa? Să trăim azi pe mâine, da. Mai de capul nostru. Sunt căutate mașinile second-hand mai mult decât cele noi? Da, pentru că e mai ieftin. Pentru a fi 100% sigur că automobilul corespunde descrierii, singura șansă a cumpărătorilor este să achiziționeze o mașină nouă. Însă, cum piața autoturismelor second-hand este în creștere, noul proiect de lege va pedepsi samsarii care dau kilometrajul mașinilor înapoi. În cazul în care vânzătorul dă kilometri înapoi sau nu informează cumpărătorul de existența unor accidente suferite de mașină, acesta va putea fi condamnat la închisoare. Legea a fost propusă ca urmare a faptului că mașinile vândute prin astfel de înșelăciuni reprezintă pericol public la adresa celorlalți participanți la trafic.